Voi nativi Taur sau cu ascendentul în Taur, aveți parte de o săptămână cu numărul 26 în care parcă auziți un clopoțel că sună. Depinde de ce sună clopoțelul ăsta. Sună deșteptarea, sună renașterea, sună acțiunea, sună fuga, sună să faceți ceva. Dar multă vreme lucrul ăsta nu l-ați putut face. A fost ținut pe loc, n-ați avut curaj, nu venise momentul, poate era și o chestiune de timp oportun ca unele lucruri să se întâmple, dar se pot întâmpla. E sentimentul ăla că se deschide o ușă, deși multă vreme ușa aia nu s-a mișcat de acolo. Sentimentul că începe să curgă un râu, deși era blocat undeva de un ciot acel râu. Se mișcă. Dar în momentul când se mișcă ceva în viața voastră, cere și o schimbare de atitudine foarte majoră. Sau mai bine zis, poate schimbarea de atitudine generează mișcarea apelor. Stând acolo și neschimbând nimic, nu se schimbă nici blocajul. Rămâneți încă legat de mâini de picioare. Exista, mai bine zis, un mare nu-i momentul, nu se poate, nu acum, mai degrabă nu acum. Era un nu-i timpul potrivit pentru lucrul ăsta. Dar știind că devenise o concepție limitativă chestia asta cu nu-i momentul sau nu se poate, voi nici n-ați încercat lucrul ăla. Cineva vă spunea, ușa asta e închisă. Și voi știind că e închisă, nici măcar nu v-a dus să apăsați pe clasă să vedem dacă nu cumva e deschisă. Ți-ar putea să fie o ușă deschisă de mult, dar obișnuit cu gândul de la un Lilith în fecioară că ușa asta e închisă, că așa e din totdeauna ușa asta sau așa e de un an ușa asta, normal că n-ați mai verificat dacă e ceva dincolo de ușă. Și parcă aveți acest curaj de, ia să încerc, domnule. Parcă am așteptat cam mult, nu? Parcă a trecut cam mult timp de când ușa asta nu se mai deschide. E bizar că nu se mai deschide. Oare nu cumva, de fapt, se mișcă? Și vă luați inima în dinți. Bateți la ușă, faceți ceva ce n-ați făcut, schimbați metoda, schimbați rutina, schimbați mentalitatea. E o perioadă în care tuturor ne vine să facem lucruri nemai făcute. Și Marte și Uranus de la voi din Zodie au roluri în perioada asta. Sextile foarte bune cu planetele din Rac. Și planetele din Rac pentru voi înseamnă idei la lucruri vechi. Alte idei decât le știați. Veți face lucrurile diferit decât înainte. Mergând pe aceeași cale nu se schimbă nimic. Aplicând aceeași metodă, nu se schimbă nimic. Tot în blocajul ăla rămâneți. Mergând cu același tren, care știați că nu duce nicăieri, clar că trenul ăla se va împotmoli la un moment dat. E, dar vă vine ideea să urcați într-un alt tren. Mai un tren nou pe șine. De ce o fi apărut trenul ăsta? Da, vi se cere un mic curaj acolo, un pic de ambiție, un pic de... Da, curajul de a vă urca într-un alt tren, că erați obișnuit așa. Lilith în fecioară înseamnă obișnuință, înseamnă repetabilitate. Mai eu fac lucrurile astea așa, ce să mai modifice? De ce nu? Deci gândiți-vă unde puteți schimba metoda, instrumentul, traseul, lucrurile alea repetabile din viața voastră, cu care da, v-ați obișnuit. Și păreau o convingere de acum, un soft. Era un soft după care vă conduceați viața, a venit băiatul de la IT și a schimbat softul. Normal că prima reacție când schimbă softul e să te dea peste cap, dar stai că eu nu știu să folosesc softul ăsta, o să știți. Cât un pic, mai învățați un buton, mai învățați o comandă, mai învățați că stai că e bun softul ăsta și mai devreme sau mai târziu o să vedeți cât de tare vă schimbă. Schimbând traseul, clar că se schimbă și metoda de a ajunge la destinație.